cine a lipsit și ce decizie a avut? Au fost ca și ieri la ora 23 prezenți doar 12 membri ai birourilor permanente reunite. Au lipsit, din câte am văzut eu, 3 membri ai birourilor permanente reunite de la PSD. Nu știu dacă doar 3. Dar am văzut că doamna Fire a lipsit, domnul Cazanciuc și domnul Daniel Suciu, secretar al Camerei Deputaților. De ce s-a întâmplat acest lucru atâta timp cât prezența era online? Eu am fost prezent aici, dar era suficientă prezența online. Nu s-au prezentat. Au fost absențe din partea PSD-ului, 4 la număr, și aseară, la ora 11. Azi e 11, e în plină zi, mulți români lucrează. De ce n-au venit? Ce a împiedicat-o pe doamna Firea? Și la fel, răspândesc minciuni că nu toți parlamentarii AUR au semnat moțiunea, că erau plecați peste hotare. Nu era nimeni plecat peste hotare. Astea sunt minciuni ca să-l salveze pe domnul Câțu. Cine lansează pe surse informații din conducerea PSD, o să-l sun pe domnul Ciolacu să-l întreb cine lansează minciunile astea, că ar fi probleme cu semnăturile. Nu e nicio problemă. Vin toți parlamentarii AUR la 12 luni când a fost reconvocat biroul permanent reunit. Dar ăsta e umblat în toată regula. Deja e a doua oară când se întâmplă. Am înțeles. Aseară la ora 23 n-au putut veni, era prea târziu, s-or fi culcat. Dar dorm și la 11 și de la PNL, ziua. Cine a lipsit? De la PNL au lipsit adepții domnului Câțu în războiul lor intern. Am văzut că doamna Gorghiu n-a fost, am văzut Eugen Țapu Nazare, cei care și-au anunțat susținerea pentru fosta echipă câștigătoare. Deci a fost prezent doar domnul Orban din partea PNL?